În cadrul partidei dintre HC Zalău și HCM Baia Mare, disputată în etapa a 19 a Ligii Naționale de Handbal Feminin, jucătoarea Alison Pino a fost ținta unor scandări rasiste din partea unui grup de spectatori din Zalău, în special în minutul 44, moment în care a fost sancționată de arbitrii jocului cu o eliminare de 2 minute. Jucătoarea și-a recunoscut greșeala, iar în momentul în care s-a îndreptat către banca de rezerve, a fost jignită prin apelativul Monkey de către respectivul grup de suporteri din Zalău, care a imitat sunetele scoase de maimuțe. În urma acestor incidente, HC Zalău a fost amendată cu 2000 de lei și nu se va mai putea baza nici pe sprijinul suporterilor la următoarele 3 meciuri din campionat, pe care le va disputa pe teren propriu. În urma dezbaterilor, comisia concluzionează că privitor la modalitatea de producere a incidentului, fiind o manifestare spontană a unui grup restrâns din galeria echipei din Zalău, greu de preîntâmpinat de către organele de ordine prezente la joc, comisia decide sancționarea clubului organizator cu penalitate de 2000 de lei cu termen de achitare până în 25 februarie și organizarea unui număr de jocuri oficiale pe teren propriu fără spectatori, începând cu data de 16 februarie. Se arată în comunicatul Federației Române de Handbal. Astfel, HC Zalău nu va putea conta până la finalul sezonului pe sprijinul fanilor, în condițiile în care mai are de disputat doar 3 meciuri pe teren propriu, cu HC Alba Sebeș, HC Dunărea Brăila și Corona Brașov.